chestii. Uitați-vă ce fac judecătorii. Uitați-vă ce fac procurorii. Deci ei nu-și fac treaba până la capăt. Și noi tot vorbim și ne băgărăm că, bă, când o să fie închiși cei care au furat miliardul? Păi noi cu dumneavoastră trebuie să ne întrebăm, să întrebăm pe cei care astăzi răspunde acest lucru. A doilea lucru care trebuie de făcut. Trebuie să relansăm totuși economia. Noi ne laudăm că avem succes, că avem creștere economică, că avem creștere la PIB. Dar lumea trăiește în sărăcie. Nivelul de bunăstare a populației este sub nivel. Și oamenii pleacă și pleacă și pleacă și o să mai plece. Dacă noi să oprim acest dezastru cu care se confruntă, când noi vorbim de fenomenul corupției, dar trebuie să vorbim și de fenomenul demografic, lumea pleacă și nu o să aibă cine să mai participe la prosperarea acestei țări. Și în al treilea rând, trebuie să atragem atenție, care trebuie să-mi facă viitorii parlamentari, trebuie să atragem atenție la educație și sănătate de calitate.